Dragilor, și bine v-am regăsit la episodul 3 din seria de vlog Two Photographers, One Concept. În acest episod o să discutăm cu Alex Băidean. Este o fotografă super talentată, foarte dragă mie, munca ei este absolut superbă. În cazul în care nu sunteți familiarizați cu munca ei, vă invit să dați o bucuță la ea pe Instagram și să-i apreciați munca, pentru că tot ceea ce face este de-a dreptul minunat. Tema episodului de astăzi este Forbidden Places. Ei bine, tema asta mie, inițial, mi-a dat câteva bătăi de cap, pentru că tema în sine este foarte interpretabilă, motiv pentru care nu am știut exact cum să o abordez. Inițial m-am gândit la Forbidden Places, like, literally, Forbidden Places, adică locuri în care tu, personal, nu ai voie să ajungi și să ne axăm pe ceva de genul. Mai apoi m-am gândit la Forbidden Places ca și locuri în care sunt accesibile, dar nu ai voie tu să faci poze. M-am gândit forbidden din punct de vedere al fotografiei. Dar, în final, am ales să mă raportez la situația actuală și la realitatea în care trăim în momentul de față. Din păcate, în ultima vreme, normalitatea și-a schimbat puțin forma. Iar lucrurile care odată erau normale și se întâmplau on a daily basis, astăzi nu mai sunt la fel de accesibile. Am ales să mă leg de această chestie, și anume de restricțiile care ni s-au impus din cauza pandemiei prin care trecem. Mi-am dorit să ilustrez efectele acestei pandemii asupra societății, motiv pentru care am ales să fac pozele într-un restaurant, loc care, momentan, cel puțin în Cluj, este un loc forbidden. Mi-am dorit să creez ideea de party, de party with yourself. Pentru acest proiect, am ales să lucrez cu un singur model. Inițial stabilisem această colaborare cu un alt model care din anumite motive nu a mai putut participa, așa că a trebuit să reprogramez totul pe ultima 100 de metri și am apelat la Adelina, care este prietena mea de la Mediaș, cu care am lucrat de foarte multe ori și ne cunoaștem deja super bine, inclusiv când vine vorba de poze. Locația în care am pozat pentru acest episod este Old Town Wine Bar în Proșciuteria. Un loc foarte drag mie, cu o atmosferă super faină, și mi s-a părut locul perfect pentru a ilustra acest concept. Acestea fiind spuse, dragilor, fără dar și poate, este timpul să ne apucăm de treabă. Mi se văd mâinile aici. E ajuns. Hey there people, eu sunt Alex Voidean și you may know me as Symphony of Light or you may not. Da, uite că acum mă știți. Sunt fotograf de evenimente de vreo 12-13 ani, dar în ultima vreme m-am axat și pe fotografia comercială, de produs, de mâncare, de whatever, and I kind of like it.
Anul ăsta mi-am descoperit iubirea pentru fotografia și portretul femeii nud. Prin martie, când a fost pandemia, am avut un așa mic proiect de self-portraits și a fost chiar foarte, foarte faină experiența, mi-a plăcut foarte mult, după care mi-am făcut și un pic de curaj și am abordat și prietene, fete și așa mai departe și am făcut și ceva poze cu ele și chiar îmi place foarte, foarte mult și vreau să extind treaba asta. Mi se pare un subiect atât de delicat și de tabu, corpul femeii și cum își face loc frumusețea în fiecare dintre noi, dar noi nu o prea lăsăm să iasă la suprafață. Și tocmai bine a venit provocarea asta de la Raluca cu tema de Forbidden Places, care pentru mine mai mult înseamnă Forbidden Places Inside of Us. Cumva așa mi-a dat mie ideea și de aici am luat-o și am... Nu știu ce am făcut cu ea. M-am dus instant cu gândul la partea asta nesigură și vulnerabilă din noi, pe care nu prea vrem să o arătăm nimănui niciodată. Limitarea asta este pusă acolo din cauza unor tipare total greșite, impuse de societatea în care trăim. Ne ghidează viața și cum ar trebui să gândim, să arătăm, să simțim, să orice. Suntem împinși spre o existență fără substrat, robotizată și în care individualitatea nu-și mai găsește locul chiar deloc și asta mă sperie teribil. Corpul femeii este sexualizat și exploatat la maxim, după care e uitat într-un colț întunecat și toate mizeriile astea ne alimentează nesiguranța asta în noi și chiar ne face să ne închidem și să nu mai facem nimic, să nu mai reacționăm, să nu mai... nimic. Dar am zis no more of this shit și să încerc să fac ceva cu treaba asta, cumva să mă exprim prin fotografie. Așa că am început să explorez fotografia femeii așa cum e ea, perfectly imperfect and just how I like it. Fără sexualizare, fără obiectificare, corpul femeii exact așa cum e el. Ce fă, Doana? Te-ai pus un vizător? Bine la școală! Bine la școală! Și așa a luat naștere proiectul meu, Free the Nipple, Free Yourself, unde îmi expun eu viziunea asupra femeii, cum e ea, fără editare, fără beautify, fără absolut nimic. Exact așa cum ești, exact așa te pozezi și you will look awesome, because you are awesome. Iar tema de astăzi, ce a propus Raluca, Forbidden Places, o văd mai mult ca o metaforă a limitării ce noi impunem noi însele, din care chiar trebuie să evadăm, că altfel totul se va prăbuși. So, ne-am ales o locație, am ales modelul, am luat-o pe Oana, my go-to model, când vine vorba de chestii astea mai weird și mai out of the comfort zone. L-am luat și pe Radu, my husband, să ne filmeze. Am mers într-o școală părăsită și o să vedeți next ce-a ieșit. Ce ai găsit de pe ce cauți acolo? Mersi foarte mult, Raluca, pentru provocare. A fost awesome. Și abia aștept următorul proiect împreună. Pa! Zici tu. Zici tu, pa. Latră! Bravo! Bravo! We'll be right back.
vă mulțumim pentru vizionare, sperăm că v-a plăcut și nu uitați, urmăriți-ne pe Instagram pentru că acolo postăm mult mai des și puteți fi la curent cu toate proiectele noastre. Vă mulțumim și v-am pupat!